Vorba că nu mă gândesc la mine și că mă gândesc la alții să fie ei bine și eu atunci explodez. Încearcă să fii mai calmă. Dă-mi voie să... Eu... Doamna Andreea a spus foarte bine când a spus să lăsați băieții să apropie mai mult de voi. Tu ți-ai pus un scut de fată puternică înainte și nu ești... Ai nevoie și tu de cineva, ai nevoie de... Dar știi ce s-a întâmplat? Eu te cred și pe tine, n-am spus că nu te nu, cred. Nu am nevoie să mă cred de nimeni. Nu mă interesează persoana ei. Dar că ea a insistat și a început să mă jignească și zic, băi, eu stau aici ca proasta, tac, și nu vreau să spun. Și ea spune. Și ea vine și mă jignește. Deci, păi aia zic. Sunt proasta de tot. Tu asta e problema la tine, că tu, asta e problema la tine. Auzi, asta e problema la tine, că tu de multe ori încerci să te abții ca să fie lumea din jurul tău bine și suferi tu. Dar nu mai faci asta. Spune ce ai de spus. Dă-ți drumul la cuvinte. Nu mi se pare frumos. Nu se pare frumos, dar uite, aici izbucniri care sunt mult mai urâte decât de a spune niște lucruri. Tu de foarte multe ori ai fost judecată greșit. Poate și de mine. Înțelegi? Pentru că tu n-ai spus anumite lucruri. Spune-le, frate, aici. Dacă pe tine te face să te simți mai bine și tu nu mai ai ieșirile astea, și de ce să-ți faci ție rău singur în interiorul tău? Că de vreme nu mai mă cer cu nimeni, sunt liniștită. Păi, pentru că ai arătat veselie mereu, dar poate nu ai fost așa. Eu sunt foarte fericită. Eu când mă iau de știu, mă, eu glumesc. Știu. Păi, sunt la Cătinca, de ce nu v-am jignit pe voi? Știu, dar oamenii nu te văd așa. Uite, o dec te ia în serios. Doamne, ferește. Știu, dar uite, toată lumea. Eu mă gândesc, nu mi se pare corect. Dacă ea o să fie protejată ca așa, aș vrea și eu să fie protejată. Că mă dar nu este protejată. Nu pot să... De ce? Eu, când am avut ceva să-i spun, i-am spus și în gală, am spus peste tot. Să nu mai taci. Să nu mai ajungi la reacțiile astea, că te îmbolnăvești singură. Nu, frate, ai ceva să spui? A făcut știi, ziua. Deci ea a lăsat loc de nepetacos că băi la King Kriptica să doarmă cu ușor. A fost arogantă, știi, așa cum zicea el. Și a spus, zic, laș loc de interpretat aici. Vede, mergi, am avut niște nervi. Deci eu, acum realizez că dacă nu spărgeam paharul, spuneam despre ea. Uite, cum ți-o zis ție că ești asocial. Da. Eu nu pot să zic de ea că are un trecut nu prea ok. Dar și am avut un trecut nu prea și ok. Și eu și toată lumea, da? Da, toți suntem egale aici. Dă-mi voie mai mult, să stau lângă tine, să stau lângă voie. N-am să spun că să vii tu. Să zic de ce. Ca să nu mă să nu te văd iar, în iar nu, zic iar că am mai avut o mai de multă ieșire și zic iar, zici că eu... Hai, lasă-mi okay, știi? Eu oricum te înțeleg. Mulțumesc. Și o să fiu rea de acum încolo. Și cu mine? Nu. O să stai mai mult de vorbă? Da. Promiți? Te pup. Mulțumesc, te pup. Ceau. O zis... că ea știe ce-o spus în față, în sens că pe chestiile care ce-o spus ea de tine, o spus că nu te crede sau ceva de genul ăsta că ți-o spus ție. Și de obicei că ea spune în față și, și că nu a făcut relații. Nici n-am vorbit cu ea, nu aici rămasă. Ceva legat de Ionuț, că tu ai întrebat-o dacă îi place de Ionuț și ea ți-a spus da și asta a fost sincer. Ceva legat de asta. Da, genul ăsta am vorbit atunci mai... Și în sens că nu are nimic personal cu nimeni și nici cu Kinga a spus că nu a intrat în detalii și nu înțelege de ce s-a întâmplat toată chestia asta. Gata, ești bine? Da, am discutat. Alexandra mi-a spus că ea mereu se atinge pe păr. Se uită în oglindă și poate să tragi pe păr. Da, se tragi de păr. Poate ne-am uitat și noi la filme de groază, acum hai să fim serioși. Cum a fost? Te-ai mai liniștit? Pentru că sunt liniștită, mă. I-am spus că ai luat în brațe foarte mult. Și am zis că sunt liniștită. Și zic, m-a liniștit Nico. Nico a fost. Dar știi ce? Era ciudat. Nu, că eu am liniștit. Hai, vin tu aici, o să mă pun în mijloc. A, Nico, ea sau da. Nico Nicolas? Da. Ah. Nicoleta. Ca stai de vorbă cu ea, Nicoleta. Nicoleta e foarte, foarte calmă. Dar nu, că nu mai tem nici de una, nici de alta. Foarte calmă. Păi ce-ți doriți? La Inzi, ca să... Oh, Rădugu! La mine a fost cam puțin, Rădugu. N-a fost ce trebuie. Am liniștit-o. Ai fost cu cine trebuia? Da. Așa, era de așteptat, da, era de așteptat, nici nu... N-are rost să întreb. Zic, tu, Kinga, ai foarte mult... Ai calitate umană. De... Tu simți foarte mult nevoia de... O calitate... Vor cu Nicolet. Nu o chem pe ea, mă, ce ai? Când ai ceva de spus, s-a făcut zi, vin casa aici, spui tot ce ai de spus. Nu mai să-ți intine să spargi pahare, să nebunești pe aici, să ai. Poate astea sunt și letale. Păi da, dar mie nu-mi place să rănesc oameni, eu nu vreau să spun. Păi spune aici ce ai de spus și gata. Dar nu mai tare, dacă nu spui pe loc, să faci chestia mică. S-adună, da. Aștept în camera roșie pe
Nicoleta. A zis Kinga că acum și-a dat seama că dacă spunea ce avea de spus, nu spărgea paharul. A zis în momentul în care Alexandra i-a spus nu știu ce lucru, impertinent, impertinent. Mai bine că nu trebuia să-i spun înapoi ce aveam de spus decât să-mi spar paharul. A zis că dacă acum am judecat. Eu cred că a înțeles altceva, mă. A înțeles altceva că înseamnă impertinent și eu cred că asta da, înțeles că avea cu totul alt înțeles. Nu, am înțeles, dar pentru ea are alt înțeles, probabil. Și a preferat să spar fără să iasă afară, să urle ca să-l liniștească, să nu îi spună nimic. Eu cred că aici, nebun. O nenorocea Kinga cu stare. Dar la masă cu toate, mă. Să rea, așa. Hai, Kinga, pune pe masă aici. Nicoleta. Du-te că te așteptă sorin. Sau am zis surprinde, mă. De-aia mă gândeam. Am zis surprinde. E la ghici. Ce faci, mami? Bine. Dacă te abținea, nu, era când, perfect, nu, adică ea se demonstra nu, ceea ce e nu, și mă gândesc la mine, trebuia nu, să te abții. Nu, dacă mă gândeam la mine, mă abțineam. Eram gen, mă bucur că ești aici, că am nevoie să mă liniștească cineva. Da? Da, liniștită? Da. De ce ai s-a întâmplat acolo? Nu fac față la așa ceva. Mi-e rușine. Da, e bine. Mi-e rușine pentru ele. Știu, dar nu trebuie să-ți bagi, să-ți bați cap. Vârbele tale. E în cer, mă afectează, știi că stau acolo între ele și le aud. Logic. Am jos? Da. Foarte cald aici. Dar n-am venit pregătit. M-am obișnuit. Ce? Eu m-am obișnuit deja și știam că dacă mă îmbrac așa azi... Ce te-ai obișnuit? Hai, cu ce? Cu ce te-ai obișnuit? O căldură de aici. Da? Mm-hmm. Deci, ți-ai asumat riscul. Te-a deranjat că l-am atins pe Radu. O strict da. Prietenesc, da, deci... Nu s-așa, după nu, m-am gândit nu că trebuie să-mi dai explicații, că eu nu-s așa, nu trebuie să-mi dai explicații, uite la mine. Nu trebuie să-mi dai explicații. Nu după m-am gândit că nu trebuia, dar a fost așa un gest pe un moment, adică strict prietenesc, așa ceva așa adu, știi? Dar nu așa trebuie am să luat-o. Spui chestia asta, că eu nu sunt genul de persoană, crede-mă. După m-am gândit că mie nu mi-ar convine să... Pe mine mă știi și mă știe toată lumea, eu sunt prietenos, dacă era să am ceva cu ceva fată de acolo... La un moment dat că nu fac griji pentru fetele din casă, că dacă era ceva, probabil se întâmpla în timpul ăsta, păi nu da, după ce am venit eu. Toți, pentru mine eu deja s-o obișnuit chestia asta, că nu e nimeni nou acolo sau cineva care să-mi fie atras atenția și să nu fi profitat eu de chestia asta. Dar tu, pentru că ești nou și pentru că nu cunoști niciun băiat, la tine e mai altfel. Da, când găsesc ceva ce îmi place, mă axez pe ființa aia care mi-a atras mie atenția. Da. Zici că așa e? Nu se vede, deci de-aia mă gândeam... Poate dau așa niște semnale. Nu știu cum am pus eu mâna pe Radu. Ei, nu. Se vede, dar nu se simte. Să fac un lățic de asta, drăguț. Lasă că o să fie bine. Ai grijă acolo, în casă, cum e. Încearcă să nu te prea încarci negativ. Dar n-ai cum. Dacă știu, dar... Zic după așa. Ce am intrat de la voi și la voi era liniște și intru acolo și văd paharul spart, era scaunul pe jos. Kinga urla. Da, Alexandra da, râdea. Tu trebuie să te gândești, la tine. Înțelegi? Că... Și iar dacă cineva are treabă cu tine, știi că mai ești pe mine. Asta mă și ajută, că mă gândesc. Mi-ai luat apărare sau ce. Logic. Vezi, mie nu-mi place să zic neapărat când am ceva. Dar asta îmi place că ți-e simt, că abia așteptam să urc ca să pot să mă descarc un pic. Ia-mă în brațe, nu știu, pe ceva, ascultă-mă. Aș vrea să mă prefac când am auzit. E, acum te preface când ai auzit. Atunci? Atunci când? Atunci. Când ai vrut să fugi. Atunci cum? Deci știam, mai stăteam. Deci știam, mai stăteam. Du-te. Mă duc. Vrei să vin și eu? Da. El e mai târziu. Ceau. Nu pot să mă duc. Nu pot să mă duc la voi.
Eu atâta ți-am zis și ție. Sper că n-ai înflorit absolut nimic. Pentru că credibilitatea ta o ai, cred că, din partea noastră a fetelor. Dar dacă tu ai mințit cu ceva... Alexandra a confirmat că a vorbit rău, în sens că a spus că nu crede în cuplurile noastre sau nu crede așa. Adică parțial a confirmat ceea ce a spus Kinga. Da, ca să, ca să nu... Ca să... Da, pe moment zicea că minte. Da, exact. Pe moment ai zis că ce minte. Ce înseamnă asta? Ești cam ciufulită, asta înseamnă că a fost Sorin. Dar ce ai ciufulit? Dar cum ai ciufulit-o? Cum a fost? O luat-o în brațe ceva. Băgam mâna în păr. M-am calmat, m-am descărcat și eu. Dar ce ai descărcat? Dar de ce aveai nevoie să te descarci? Și așa mă afectează pe mine tot ce se întâmplă în jur. Eu sunt așa emotivă, mă încarc dacă simt că cineva e supărat și e lângă mine. Și ai spus, să plece în casa iubirii, Sorin, pentru tine, dragă. Da. Și m-a luat în brațe. Am putut să-i zic asta, îmi place, că pot să-i spun când am ceva pe suflet. Și te-a ajutat? Da.